Citesc cu această ocazie din epistola Apostolului Pavel către Filipeni, capitolul 3, începând cu versetul 7 și până la versetul 15, pagina 1153 în Biblie. Filipeni, capitolul 3, începând cu versetul 7. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba, -ba și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de presul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru el am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în el, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o delegea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă, vor, dacă, voi putea la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar, dar alerg înainte căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul cămării cerești al lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Gândul acesta, dar să ne însuflețească pe toți, care suntem desăvârșiți. Și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Amin! Vă invit să ocupați locurile. În urmă cu vreo câteva săptămâni, într-o seară de peste săptămână, am venit aici la casa lui Dumnezeu, urma să avem slujire aici, în casa Domnului. Și am ajuns mai devreme. Ajung de obicei mai devreme. Am oprit mașina aici, în, față, în fața bisericii, pe stradă, și de peste stradă, dintr-o mașină, au ieșit două persoane. Mă așteptau. Era foarte devreme. Am intrat în birou și am stat de vorbă. Una dintre persoane mi-a zis: De când ați anunțat înscrierile pentru botez și pregătirea pentru botez, nu mai am liniște? A început această. Preocupare interioară pentru ceea ce înseamnă botez. Preocuparea aceasta le-a dus pe aceste persoane să se înscrie, să participe la uh, cateheze, la pregătirea pentru botez. Sunt aici îmbrăcate în haine albe, să se boteze. Deci, preocuparea aceasta pentru botez ar trebui să fie una dintre preocupările noastre importante din viață, pentru că botezul este împlinirea voinței lui Dumnezeu nu este invenția cuiva de pe pământ. Când Domnul Iisus Hristos a dus la Iordan, la Ioan Botezătorul care boteza acolo pe cei care veneau la el, Ioan a zis către Domnul Iisus Hristos, eu am trebuință de tine și tu vii la mine să te botezi? Și a zis Domnul către Ioan, lasă-mă să împlinim tot ce trebuie împlinit. Să împlinim tot ce trebuie împlinit. Acum cine zice, frați și surori și prieteni dragi, ce trebuie împlinit? Dumnezeu din ceruri. Ioan l-a lăsat, l-a botezat și istoria curge mai departe. Atât de importantă este lucrarea aceasta ca împlinirea voinței lui Dumnezeu, încât ea a fost practicată de Domnul Isus Hristos, a fost învățată de Domnul, a fost practicată de apostoli, învățată de apostoli și în istoria bisericii creștine, botezul este o experiență importantă. Dar, dragii mei, botezul nu este doar împlinirea acestei voințe a lui Dumnezeu. O să vedeți că o să intre imediat în apa botezului. Botezul este și mărturia unui nou drum în viață. Am apucat-o într-o altă direcție. Ne ducem într-o altă direcție. Apostolul Pavel, când scria romanilor, zicea că noi care am fost botezați în moartea lui Hristos, am fost într-un anume fel îngropați împreună cu Hristos. Pentru că după cum Hristos a înviat din morți, noi să trăim o viață nouă, adică să trăim altfel. Să ne ducem într-o altă direcție. Acum vreau să îi întreb, e retoric, nu, nu, nu aveți emoții. Dacă a fost preocuparea asta pentru botez, și sunt convins că a fost preocupare și au fost emoții, încă mai sunt emoții până când vor trece dincolo de apa botezului, din momentul în care intrați în apă și vă botezați și vă depuneți mărturia, mai există vreo preocupare importantă pentru voi? Sau suntem în locul acesta oameni care am trecut prin experiența aceasta a botezului, după ce ne-am botezat în apă, mai este vreo preocupare importantă pentru noi? O să ziceți, sigur, dacă am murit împreună cu Hristos și după cum Hristos a înviat, noi trebuie să trăim o viață nouă. Preocuparea noastră ar trebui să fie aceea de a trăi o viață nouă. Dumnezeu să vă ajute. Numai că, dragii mei, dacă zic că am apucat-o într-o altă direcție, pe un alt drum, întrebarea este unde ne duce drumul acesta? Spre ce destinație? Apostolul Pavel folosește în, în, în pasajul acesta pe care eu l-am citit în această dimineață câteva expresii care vorbesc despre destinația aceasta. El spune aici despre învierea morților, despre câștigarea unui premiu, vorbește aici despre o țintă pe care să o ajungem și vorbește mai departe, chiar dacă n-am citit, despre un moment al transformării noastre ca să fim împreună cu Hristos. Spre această destinație a spornit învierea dintre ce morți împreună cu sfinții, câștigarea unui premiu ceresc, acea transformare pe care o face Dumnezeu prin Hristos va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin puterea pe care o are să schimbe toate lucrurile. Deci ce vreau să spun în această dimineață, dragii mei, la această sărbătoare este că după preocuparea aceasta pentru botez, care este o preocupare biblică, pentru fiecare dintre noi ar trebui să fie această preocupare pentru destinația finală. De ce este important, dragii mei, să nu avem impresia că botezul este punctul final? Ne-am preocupat pentru botez, am făcut botezul când am priceput noi că trebuie să facem botezul și s-a terminat. Nu, nu, dragii mei. Continuă preocuparea aceasta pentru destinația finală. De ce este important asta? Vreau să încerc în câteva minute să răspund la întrebarea aceasta de ce această preocupare pentru destinația finală este importantă și apoi să trecem chiar la partea practică, să intre în apa botezului și să ascultăm mărturia pe care eu o, o au depus. În primul rând, preocuparea pentru destinația finală ne clarifică nouă valorile. Adică ce lucruri sunt importante, valoroase? Eu sunt convins că fiecare dintre dumneavoastră în această lume vă preocupați de valori. Chiar dacă noi vedem valorile foarte diferit. Atunci când Apostolul Pavel s-a întors la Dumnezeu, când l-a întâlnit Domnul Iisus Hristos pe drumul Damascului, când s-a dus acolo în Damas și a fost botezat, când s-a dus Anania la el. Omul acesta, dragii mei, uitându-se înainte spre destinația finală, și a clarificat valorile. Ce este important în această viață? Și spunea el în ce am citit, lucruri care pentru mine erau câștiguri, adică valoroase. Le-am socotit altceva. Pentru că altceva a devenit valoros pentru mine. După ce ne-am întâlnit cu Hristos și am apucat-o pe drumul acesta, care sunt valorile noastre? lucruri importante. Deci, mei, ar trebui să nu fie lucruri pământești, ci lucruri cerești. Și când spun lucruri pământești, mă refer la cele lucruri care sunt căutate în special de firea pământească. Împlinesc firea pământească. Avem impresia că suntem fericiți când le avem. Și când ne ducem din această lume, ne ducem cu pumnigoi. Tot ne împliniți. Și apostolul Pavel, dragii mei, spune că din momentul în care s-a întors la Dumnezeu, lucrurile acestea pământești în care și-a pus încrederea până la un moment dat au fost zero, au fost nimic. Pentru că se gândea la lucruri de sus ce poate să dea Dumnezeu. Asta este important. Nu este important trecutul, ci perspectiva pe care o pune Dumnezeu. Acum, dacă, dacă voi de aici v-ați răscolit trecutul, ce ați găsit în trecutul, în trecutul vostru? lucruri pe care atunci când le-ați făcut, le-ați crezut valori. Adică vă împlinesc. Noi cei din locul acesta, dacă ne-am răscolit trecutul și am merge undeva departe în istoria noastră, am găsit lucruri care atunci când le-am făcut, am crezut că sunt, sunt valori. Și când ne-am întors la Dumnezeu, am zis, ăsta e păcat, ăsta e păcat, ăsta nu-i valoare, și începem să ne uităm la valori dincolo în împărăția lui Dumnezeu. De aceea scrie Apostolul Pavel Colosenilor, gândiți-vă la lucrurile de sus. Cele de pe pământ nu sunt veșnice, nu ne urmează dincolo, dragii mei, decât faptele acelea care le facem în lumină și în adevăr. Cele de sus sunt veșnice. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Nu sunt valori lucrurile pământești și cele cerești. Nu-i valoros trecutul nostru, ci perspectiva. Nu este valoros ce putem face noi, ce ceea ce ne poate da Dumnezeu. Ma, dragii mei, știu că noi cei de aici gândim și zicem, bine, dar omul poate face foarte multe lucruri. E adevărat. În, toate, în foarte multe domenii ale vieții. Dar vreau să vă spun, sau să vreau să vă întreb. Din punct de vedere spiritual, omul poate să fie bun prin el însuși. Poate să fie bun. O să ziceți, eu cunosc câțiva oameni buni. Ia să se schimbe împrejurarea de viață și o să vedeți câte răutăți pot să facă cei mai buni oameni de pe pământ. Pentru că noi, prin noi înșine, nu putem să fim buni. Când a venit tânărul acela bogat la Domnul Isus Hristos și a zis, bunul învățător, ce să fac să moștenesc viața veșnică? A zis Domnul către el, de ce mă numești bun? unul singur este bun Dumnezeu. Noi mai facem câte o faptă bună pe aici, pe acolo. Când a venit, când sutașul acela a trimis niște rob la Domnul Iisus Hristos să-l cheme sau să l roage să-i vindece robul că e bolnav, au zis iudeii de lângă el, face să-i faci bine, Eu un om bun. Ne-a zidit sinagoga. Adică a făcut o faptă bună. Și sunt convins că veți descoperi oameni care fac câte o faptă bună. Dar undeva în structura noastră, dragii mei, căzută în păcat, nu suntem buni din perspectiva lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb, noi putem să iubim în sens biblic, prin puterea noastră? Putem să iubim. Avem impresia. Dar Biblia asta zice așa, să ne iubim unii pe alții cum ne-a iubit Dumnezeu în Hristos. Știți cum ne-a iubit Dumnezeu în Hristos? Pe când eram noi păcătoși. Adică nu meritam. Și Domnul Iisus Hristos zice așa, iubiți pe vrășmașii voștri. Binecuvântați pe cel care vă blastămă. Rugați-vă pentru cel care vă face rău. Vă întreb, puteți să faceți asta? Prin forțele proprii. Adică să iubești pe vrăjmașul tău. Să te rogi pentru cineva care îți face rău. Dragii mei, nu-i valoros ce putem face noi, că nu putem să facem binele din perspectivă biblică, să iubim din perspectivă biblică, dar este, dragii mei, valoros ce ne dă Dumnezeu. Și zice Sfânta Scriptură, să zice Apostolul Pavel, să am acea neprihănire pe care mi-o dă Dumnezeu, că nu pot câștiga prin forțele mele. Mă lupt să împlinesc o poruncă, două, nouă, Da dacă, da, dacă am greșit într-o sigură poruncă. Zice Biblia, mă fac vinovat? Toată legea. Deci, dragii mei, atunci când am această preocupare pentru destinația finală. Și în mintea mea este locul acela unde trebuie să ajung, starea la care trebuie să ajung. Această preocupare îmi clarifică valorile, valorile mele. Nu trecutul, ci perspectiva, nu ce pot face eu, ce poate să ofere Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze pe voi și pe noi toți. În al doilea rând, preocuparea aceasta pentru, pentru destinația finală ne determină pasiunile. Ce. Pasiuni avem în viață, adică acea stare afectivă, puternică și stabilă care mă determină să fac ceva. Fiecare dintre noi când, când spun lucrul acesta ne gândim la pasiunile noastre, nu mă gândesc neapărat la pasiuni păcătoase. Avem pasiune pentru ceva. Când mă uit în cuvântul lui Dumnezeu aici mi-a pus întrebarea bine, Pavel ce pasiune a avut? Știi ce pasiune a avut Pavel? Să-l cunoască pe Hristos. Și să-l cunosc pe el. Știți care a fost întrebarea mea când am citit acest cuvânt uh, uh, spus de Pavel și de pasiunea lui? Bine, Pavele, tu nu-L cunoști pe Hristos? Este o cunoaștere mai mare decât cunoașterea de pe drumul Damascului? Poate fi o altă cunoaștere? Acolo pe drumul Damascului niciunul n-am avut experiența lui lui lu Saul as pe drumul Damascului. Acolo pe drumul Damascului a strălucit o lumină din cer care a luat vederea. Acolo pe drumul Damascului Domnul din cer a vorbit cu el în mod audibil. Acolo pe drumul Damascului s-a manifestat o putere care l-a trântit de pământ. Acolo pe drumul Damascului cerul l-a chemat pe nume. Și acolo pe drumul Damascului, dragii mei, Saul din Tars a avut posibilitatea să pună întrebări cerului și cerul să răspundă. Cine ești, Doamne? Și Isus a zis: Eu sunt Isus pe care tu îl prigonești. Poți, după ce a avut experiența asta, să zici: "Pasiunea mea este să-l cunosc pe Hristos?" După ce a avut această experiență? Acolo pe drumul Damascului, Saul din Tars a experimentat convertirea, întoarcerea la Dumnezeu, poți să, poți să experimentezi o cunoaștere mai mare decât cunoașterea din experiența convertirii? Oamenii ce de aici? Au trecut prin această experiență a convertirii sau cel puțin așa ar fi trebuit să facă. Să-L cunoască pe Hristos în această experiență a convertirii. Oare poate să fie pasiunea vieților și vieții noastre să-L cunosc mai mult pe Hristos? Ca Pavel asta a zis, la câteva vreme după Damasc și să-L cunosc pe El. Sigur că poate. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos i-a chemat pe ucenici așa pe rând, veniți după mine. Și în măsura în care oamenii aceștia, chemați de la ale lor, de la mreaja lor, de la, de la uh, corabia lor, de la pescuitul lor. Când au început să trăiască în prezența Domnului, au început să-L cunoască mai bine. Recunoaște lucrul acesta. Pe măsură ce treceau zilele, treceau săptămânile, treceau lunile, dragii mei, stând în prezența Domnului, începeau să-L cunoască tot mai Bine. Și au început să vadă că Domnul Iisus Hristos are putere peste natură. Când era un pericol pe mare. Au ajuns să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos ca pe cel care are autoritate peste demoni. Cine este de poruncește cu putere și ies demonii? Au reușit să-L cunoască, dragii mei, ca, ca pe acela care are autoritate peste moarte că a stat în fața mormântului Lazar și a zis, e vină afară! Și Lazar ăsta, mor de patru zile, a ieșit afară din mormânt plin de viață. Vreau să vă întreb, sunt ăștia pași în cunoaștere suplimentară a lui Isus? Au ajuns să-L cunoască, dragii mei, ca pe Cel care are autoritatea să ierte păcatele. Când, au venit, când a venit oamenii aceia și l-au adus pe, pe slăbănogul acela și au dat drumul prin acoperiș, că era prea multă mulțime acolo să-l poată duce pe ușă, l-au lăsat în fața Domnului și a zis Domnul către, către ologul acela, Fiule, păcatele îți sunt iertate! Și au început oamenii să, să gândească, poate să vocifereze, cine este ăsta de are putere să ierte păcatele? Numai Dumnezeu iartă păcatele! Dacă stai în prezența Lui, Ajungi să-l cunoști mai bine. De aceea, atunci când am în, în, în față această preocupare pentru destinația finală, unde vreau să ajung, e capăt de drum aici, dar te duci pe drumul acesta spre celălalt capăt, destinația finală, atunci această preocupare îți determină pasiunile vieții, ce urmărești. Pentru ce arzi în viața aceasta? Și Pavel ardea să-l cunoască mai bine pe Hristos. Această cunoaștere, ascultați-mă bine, această cunoaștere ne ușurează lăsările noastre. Trebuie să lăsăm ceva. Trebuie să renunțăm la ceva. Ne ușurează renunțările noastre. De aceea zice Pavel, uitând ce este în urma mea, renunțând la ce este în urma mea. Mă uit înainte spre destinația asta și când mă preocup de asta și îl cunosc pe Hristos, asta mă ajută să pot să las, să renunț. Eu sunt convins că nu e simplu să lăsați ce a fost cândva în viață. Dar când aveți privirea spre această destinație și stați mereu în prezența lui Hristos rugându-vă și citind în Scriptură și stând împreună cu Biserica lui Dumnezeu la închinare, reușiți să lăsați, să renunțați la ceea ce a fost cândva. Această cunoaștere, de mei, ne ușurează ascultările noastre. Noi suntem chemați să ascultăm. Apostolul Pavel, când îl cunoștea mai bine pe Hristos, când a început să-l cunoască mai bine, știți cum l-a numit pe Iisus Hristos? Este chiar aici în textul acesta, Domnul meu nu este doar mântuitorul nostru. Slăvit să fie numele Domnului că l-a făcut mântuitor. Se ocupă de păcatele noastre, de fără de legile noastre. Are autoritatea să ne ierte de toate păcatele noastre. Dar Dumnezeu l-a făcut Domn. Adică stăpân de care trebuie să ascultăm. E când îl cunosc așa, asta îmi ușurează ascultarea de el. Vreau să mai spun un lucru, dragii mei, și apoi închei. În al rând, Preocuparea aceasta pentru destinația finală ne menține în sufletirea noastră. Atunci când plecăm la, pe drumul acesta al mântuirii, când am avut întâlnire cu Domnul Isus Hristos, când ne-am decis pentru Dumnezeu, dragii mei, plecăm cu o anumită însuflețire. Și zicea, zicea aici Apostolul Pavel în ultimul verset pe care l-am citit așa: Gândul acesta, dar acesta al preocupării pentru destinația finală, să ne însuflețească, dar pe toți. Ceea ce se poate întâmpla cu fiecare dintre noi și cu unii chiar s-a întâmplat, dragii mei, este ca după o vreme, după ce am plecat pe drumul acesta, această însuflețire să scadă. Nu mai suntem entuziasmați. Nu mai suntem pasionați. Nu mai suntem, dragii mei, cu acea ardere interioară. Zicea Pavel, gândul ăsta să ne însuflețească, să nu pierdem însuflețirea asta. E foarte important să, să nu pierdem această însuflețire, dragii mei, pentru că această însuflețire ne menține concentrați, orientați, spre Dumnezeu, spre ținta aceasta, spre destinația aceasta. Pe drumul acesta pe care noi mergem, drumul acesta spre destinația finală. S-ar putea să existe o mulțime de distrageri. S-ar putea să ne distragă ceva din trecutul nostru. Ca și evrei care au pornit spre spre Canaan, au ieșit din robie, robia a fost aspră, a fost și îndelungată, se chinuiau acolo, făceau cărămizi, robia a fost mai aspră că Faraonul a zis, nu vă mai dau o paie, mergeți și culegeți-vă culegeți -vă paie, dar faceți același număr de cărămizi. Și au pornit la drum spre, spre o destinație, Cananul. Nu mai că au dat peste greutăți. Și când au dat peste aceste greutăți, dragii mei, în sufletirea asta de a merge înainte, le-a dispărut. Și au zis, ne întoarcem înapoi. Foarte adesea se întâmplă cu oameni care au pornit cu sufletire, cu avânt pe calea asta, când dau de greutăți să se lege de ceva din trecut. Dar era mai bine atunci. Când nu aveam problemele astea. Și-au pierdut în sufletirea. Alții care s-au oprit. Sau s-ar putea, dragii mei, ca distragerile acestea să fie, să fie, făcute de ceva din jurul nostru. Oameni din jurul nostru. zicea Pavel aici, n-am citit în continuarea pasărilor pe care l-am citit, despre oameni care sunt în jurul nostru și care trăiesc pentru aici și pentru acum. Dumnezeul lor este pântecele. Pentru asta trăiesc. Dacă aleargă, dacă trudesc, dacă se duc într-o parte și alta, dacă au nopți nedormite ca să câștige, când mai mult este pentru aici. Și când mă uit la unul de felul acesta, eu care mă duc spre împărăție, s-ar putea să zic, e fără probleme și o duce bine. Și am și o cruce de dus. Și s-ar putea să pierd din vedere destinația finală. Când stau cu ochii pe destinația finală, îmi mențin această însuflețire, dragii mei, care mă duce înainte, indiferent de probleme, indiferent de greutăți. Și această, această orientare spre destinația finală mă ajută să stau într-o permanentă stare de așteptare. Dumneavoastră cei de aici din biserică, mă refer la cei din biserică, mai așteptați ceva să se petreacă sau nu mai așteptați? Și ce spune Pavel aici? Ascultați-mă. Cetățenia noastră este, o să zic că unii, cetățenia română. Sau dacă sunt din altă parte, o să zic că nu știu ce cetățenie. Cetățenia noastră este în ceruri. De unde și așteptăm pe Domnul Iisus Hristos. Când sunt cu ochii pe această destinație finală, îmi dau seama că încă n-am ajuns. Și zicea Pavel, ca să ajung dacă voi putea. Încă n-am ajuns. Stau cu ochii pe destinație și stau și la aștept pe Domnul să vină. Că atunci când vine El, să ajung la această destinație. Ce faceți acum nu este pentru că așa gândește o biserică că așa este tradiția unei biserici, este ce vrea Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a dus la Iordan să se boteze și a zis să împlinim tot ce trebuie împlinit. Dar porniți pe un drum spre o destinație, încă n-ați ajuns. Dumnezeu să vă ajute să vă păstrați în sufletirea. Entuziasmul, avântul, zicea Pavel aici, alerg spre țintă. Mă ține într-o stare de alertă, Preocuparea asta pentru destinația finală mă ține într-o stare de alergare spirituală. Pasiunea aceasta, zicea Pavel, o am cu mine, să ajung, dacă voi putea, la această destinație. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare dintre dumneavoastră.